ce mai este mult din noapte. Ei așteaptă zorii care luminează noaptea asta nesfârșit de lungă, ci din foișorul de unde veghează răspunde străjerul cel pus de pază și rânduit după Domnului poruncă. Se arată zorii, vine dimineața, pentru toți acei ce așteaptă. Vine lumina ce împrăștie ceața, nădejdea ce înseamnă viața în alergarea pe calea dreaptă. Vine dimineața cea mult dorită, doar pentru cel de Dumnezeu iubit, iar pentru cel cu inima împărțită, ce trăiește în păcat și răspită, rămâne noapte fără de sfârșit. Se crapă de ziua și în curând va răsări luceafărul strălucitor de viață și Domnul, cel ce vine, va veni să-și ducă în cer ai săi copii ca să se bucure în veci de viață. Până atunci, cei care așteptați, tânjind după venirea dimineții, duceți cuvântul celor însetați, pe cei flămânți să-i îndreptați spre cel ce este pâinea vieții. Duceți Evanghelia, vestea minunată, celor ce noapte rătăcesc mereu, să afle mântuirea ce așteaptă și răsplata veșnică ce va fi dată celor ce se întorc smeriți la Dumnezeu. Căci noaptea aproape a trecut, acum se apropie ziua izbăvirii și pentru toți acei care au crezut în Iisus, Hristosul celui nevăzut, o să răsară soarele neprihănirii. În bezna nopții se îndepărtează că lumina lumii e Hristos Iisus. El soarele neprihănirii luminează și bucuria mântuirii ne seminează, căci toate strântorările s-au dus. Și o nouă viață aveau omenirea, fără suferințe și dureri și boli. Nici moartea nu va fi că nemurirea și pacea în suflet și tămăduirea vor fi suflete. Noaptea e de sfârșit și curând, deși nu este om care să știe data, cei care așteaptă în același gând vor auzi cu toții străjerul trâmbițând. E dimineața mântuirii, Maranatha. Amen.